Hai să și bine v-am regăsit la un nou episod pe rpg.bihut.ro De data asta suntem cu un nou clip în PD, si ce stați ca nu o să facem tot clipul raport în PD O să ne -o să și niște secreturi, niște cutii, vedem ce e points points și așa mai departe Avem astăzi vreau să vorbesc un pic despre facțiunile acestui server Despre cele mai profitabile facțiuni, despre cele mai bune facțiuni Suntem cu mod pe cupă care mulți îl așteptați, nu uitați, avem un giveaway în desfășurare Este un live setat la mine pe canal, cine are clopoțelul știe și va fi prezent, cine nu nu, nu, ai aia care au clopoțelul știu destul de bine cum stau treburile, este ultimul giveaway pe care l a pe, pe clip. Dacă aveți clopoțelul, puteți să participați, chiar dacă nu puteți să intrați pe sau așa mai departe, auto ne-am acordat prioritatea lor la scuze, frate. Și așa mai departe, o să vă dau eu premiile în 24 de ore, mă rog. Tot ce trebuie să aveți, să apăsați clopoțelul, desigur, dacă sunteți noi, nu uitați de like și subscribe. Și aici să dăm noi drumul la treabă. Cum am zis și ați văzut și din titlul de sigur, în episodul de astăzi vreau să vorbim un pic despre cele mai profitabile, cele mai liniștite și cele mai intense facțiuni de pe uh, serverul RPG.bicut.3 uite, direct am prins și un băiat cu nos, dacă nu mă știu eu, cred că am avea nos el, uh, ia mă să-l prindem noi pe el, ia vino Uh, cei de are 652. Da, am avea nu o să vede și aia de la nosu 652. Dacă și urcă sărăcia asta mea de, de hârtoapă de mașină, adevărat. Uh, ia să vedem cei de are? ID 652. Are level 27. E bine, mă. hai uh, să mai întâi să vorbim despre cele mai profitabile facțiuni și tocmai de asta am ales să fac, uh, să fac raport în PD pentru că uh, este facțiunea în care și eu sunt membru, să-i spun așa. Bă, dar eu nu știu, la crecare ceva ceva boost sau nu știu care-i treaba, mă rog, las în pace, nu mă mai duc după el uh, Pentru că nu stau să-l alerg atât de mult Pentru că na, eu n-am o mașină atât de puternică ca a lui uh, În fine o să, în prima și prima dată o să vorbim despre facțiunile cele mai profitabile, acelea fiind PD-ul și News Reporter, sunt din punctul meu de vedere. de ce zic pd -ul? Pentru că o să dăm, Dar nu sau să ia permisul băiatul pentru că până ne interesează să dăm și noi o amendă. O să dau o amendă pe acest clip, dacă nu găsim unul, acum o să fac eu ceva, un cat și după aia vedem noi acolo ce... Ce prindem să vedeți am cât este o amendă, cât de usturătoare poate fi o amendă de fapt pe server Și tocmai de asta oamenii au început să fugă de ce în ce mai mult de amestea ce nu este un lucru tot mai ok, uh, pentru că da, e mult mai greu raportul de făcut, tocmai de aia nici eu probabil nu mai fac raport, că nu probabil 100% nu mai fac, pentru că efectiv trebuie să stau să-l alerg în 10 miliarde de orașe pe unul și, na, da, prefer să nu Uh, hai să vedem pe aici, pe drumul ăsta, să vedem pe cine găsim noi. Iau, am 15 anișori. Uh, iau de fapt, posta cu skin de gajică. Ia uh, ID, ID 516, SUO 516. Trage pe dreapta, frumos. Nu are cască, după cum puteți vedea, deci putem să-l amendăm lejer. Uh, mai dăm o sumație, băiatul să face că este AFK. Dar nu e nicio problemă, la 3 somații am dat wanted pentru că nu este AFK. Uh, și așa mai departe, deci uitați-vă și voi la el, dă-te jos, te rog, uh, am amendă. Uh, să-l bag pe un băiat în clan, stai frate, să-l bag pe un băiat în clan. Uh, cască 516, hai să vedem, să vedeți cam cât este amenda la nivel 500. Uh, la nivelul 19, deci vedeți, uh, amenda este undeva la 50 de capă level sau 20 de capă level, dacă nu mă șeliu eu, de Hanzup. E mai greu cu băieții ăștia până îi lămurești, tu ce trebuie să facă, pe așa mai departe și când le-ai permis și așa mai departe. Etichet 516, uh, condus fără cască, deci vedeți aici dacă dăm noi etichet 516 sau... Uh, Mă rog, puteți dați un pic înapoi, da, filmez, uh, minus 19 amendă, deci vedeți și voi, dintr-o simplă amendă am luat un milion aproape, deci fără 50.000, uh, ceea ce este wow din punctul meu de vedere, adică să iei un milion din efectiv o singură amendă, ea de exemplu, băiatul ăsta are, uh, gândiți-vă că el avea doar level 19, ceea ce este un level destul de mic, hai să ne vedem, acum să dăm și noi să vedem... Uh, ce avem noi pe aici? 1330 de GIFs, ce să dăm un get-give, mă, băieți. A, și poate vedem și de o afacere ceva, Na, rămâne de văzut. Bă, petul, oare pot? 35 de mii, ala tată, în sfârșit pot și eu. 25 RP-uri, 13 milioane și 190 de mii pe payday, bă, e destul de bine. A, am level 24 la el, mai am un pic până la level 25, în fine. De asta zic eu că este cea mai profitabilă facțiune Gândiți-vă doar să dați de un bat care are level 90 sau 100 Asta ar veni undeva la 5 milioane Dacă nu mă știu, nu 50 de milioane de fapt ar veni Dacă stau eu să mă gândesc un pic bine Și sunt prea prost la matematică Corectați-mă voi acolo în comentarii Dacă sunt atât de bătă la matematică Am impresia că 50 de milioane ar veni Dacă ar fi Uh, ar avea level 100, uh, membru pe care voi să zicem, adică playerul pe care îi dați amendă, deci asta ar fi cea mai profitabilă facțiune. Uh, a doua cea mai profitabilă facțiune ar fi news ul și cam singura, uh, pentru că spun lucrul ăsta, adică de fapt de ce spun lucrul ăsta, pentru că luați un la 5 milioane pe interviu, uh, luați bani uh, fel și fel, uh, na, luați bani uh, pe pe fiecare interviu și pe ce să mai ia și pe interviu să ia 5 milioane și gândiți-vă că cam faceți 3-4 interviuri pe, pe zi, uh, oarecum aici este și un pic cu dus întors dacă, vreți, dacă înțelegeți voi ce vreau să spun, pentru că la poliție mai stai, îl mai alergi pe unul, adică nu l prins, ia hai să dăm oameni de la asta, so, 913, hai din 913, ce-i făcut oprește-te mă pe dreapta, ia l uh, amendă, Nos, ia vino tata în coa E uh, Mi-a și lui la Nos uh, Nos 9-1-3 Ca să vedeți, să vedeți vede iau Că dădui în tine Amen, de Nos, dă de Hanzup uh, Să vedem în cât este la level 28 Deci așa de vrem cu la 9 level Parcă avea level 19 sau dacă avea 18 cu 10 levele Dacă, dacă aveam armăți cir Ciruiam fața aia de alb Oh, Oho, uh, mamă, ți-aruncă vorbe grele, băi, ți-aruncă vorbe grele. Uh, Acceptă uh, amenda. Deci vedeți și voi easy 2 milioane ce am făcut doar din câteva amenzi. Deci dacă stai așa să e logic, poți face așa și la 50 de milioane pe zi din facțiunea asta. Uh, și din News Reporter poți să faci uh, da, la 15-20 de milioane zilnic, pot zic eu, pentru că interviurile se dau între anumite ore, uh, depinde cât sunt la interviu, dacă ai noroc să fie mai mulți ei mai mult, dacă ai noroc așa, ei mai puțin, înțelegeți voi să, ce vreau să zic, uh, acolo îi depinde că e și la rank-uri, la rang 3, am impresia că poți da interviuri sau ce în genul ăsta, uh, cât în PDA dai nevoie, n-ai nevoie de niciun ne neapărat să dai uh, Uh, să dai uh, amenzi Dacă dăm noi infections De ce nu mă refer la FBI National Guard Unde poți să confiști tot felul uh, Yango la fel nu se câștigă mult Este tarif 50 de mii a, maxim un milion ei pe cursă, de fapt, pă, și Angola, dacă stăm noi să o luăm un pic, uh, să stăm noi, stăm noi să un pic logica, uh, logic, zis, noi o să le uh, cam asta o să dăm pentru prima, prima mână la giveaway, să spun așa, de ce am zis că nu le dau, dar le dau, uh, pentru a, a, a mai da și ceva așa la bății mei, că am mă simt prost să nu mai dau nimic, Oaream uh, oare am de sing sau, nu știu ce am, e lag sau, Bă ce-am mă frate de -o să urcă ăsta al meu în mașină asta că spawn posta, poate A n-a vream înțeles uh, E bine dacă n-a vream uh, Hai să duce noi la get uh, gift După aceea să vă mai zic eu un drum de celelalte facțiuni uh, Get gift nu ești la gift ul de unde îți poți lua cadoul Urmează checkpoint-ul pentru a ajunge la destinație Ok server e cum spui dumneavoastră Cum spuneți de fapt dumneavoastră uh, Da mă și ce vă ziceam e că uh, E cu duș și întors aici pentru că la Iango, știi cum e, ba, mai dai de unul care, bă, fiecare are are verziciule și uh, uscăciune lui, uh, ei de fapt a facțiunii, uh, nu peste tot este perfect să zic eu așa, dar cea mai profitabilă din punctul meu de vedere este, uh, sunt, prima dată sunt, uh, de fapt este doar LVPD, LSPD și SFPD uh, și după aia este News reporter după aia este, uh, după News Reporters este... Um, sunt acțiunile de transport Yango fiind cea mai profitabilă Dar la Yango nu prea apelează așa multă lume Mai mulți apelează la, la taxi Și plus de asta la Yango Parcă da 50.000 era uh, La Yango Dar deci ei 50.000 Nu iei un milion pe cursă Că nimeni nu cred că te duce atât de mult încât să iei un milion Dar ei unde la 6 700000 de mii cursă uh, Per cursă Dar tariful este același Pe când la Facțiune de de, de și astea sunt uh, poți să dai de unul de level mai mare și nu e același tarif, să zic așa. Cât despre facțiunile cele mai liniștite, părerea mea e că dacă n-aveți timp și așa mai departe, ceea ce o să fac și eu, pentru că n-am șansa de a lua o lider în această facțiune, poate intrăm într-o facțiune ceva mai mai liniștită, să zic așa, care nu necesită timpul meu atât de mult, nu necesită să fiu activ toată ziua și așa mai departe, cum necesită această facțiune, de fapt nici asta nu necesită la fel să fii activ toată ziua, dar... Uite că aș putea de fapt să fac raportul azi, mâine, din dacă că astăzi vreo două ore aș face jumate din el, adică n-aș na, termina pe pe minus, mâine încă jumate și pe mine încă jumate, nu mi-ar fi foarte greu, dar cum sunt putoarea ei, înțelegeți și voi cum sau treburile astea. Uh, și ar fi facțiune gen news reporters uh, Taxi nu, pentru că după taxi stai să te duci încolo, încolo Altul nu mai merge, altul așa e departe Pentru că n-ai de unde să vezi că sunt colurile alea uh, Și cele mai agitate sunt mafile, hitman și facțiune de departamente uh, Și cele cea mai, de fapt, cea mai, cea mai, cea mai liniștită uh, Este paramedicul, pentru că băieții deseori au nevoie de help sau mai vin să mai ajute paramedicii la, la raport pentru 3.000, cine moare de 3.000, ulu, <coughs> corona, uh, să fim serioși, doamne ferește, au de corona, uh, cine moare de 3.000, să-i dau unui paramedic și așa mai departe, mai ales să-l ajută și la raport și așa mai departe, n ați înțeles și voi ce vreau să vă spun, uh, da, mă, băieți, uh, cred că cam atât am avut să zic despre facțiuni, uh, după aceea cel mai liniștit ar fi alea de transport cumva Să ai și noi să dăm un gift box Deja filmăm de 10 minute Ați văzut bă, că am început să să fac clipurile mai lungi, să postez la 2-3 zile pentru că n-ai liceu și e destul de greu să postez Unii dintre voi m-ați întrebat dacă mă las până la urmă de sam dacă lucruri din astea Nu, nu mă las de sam, doar că nu văd o activitate atât de sporită pe canal încât să mă motiveze să rămân pe, pe Samp Sau nu neapărat să rămân da, să rămân de fapt să mai postez pe nu neapărat să mă joc pentru că jocul nu are nicio vină. Activitatea canalului meu și, na, cine mă susține, mă susține, până la urmă cine nu, nu. Deși am încercat să aduc, să fac clipuri cât mai interactive și așa mai departe, activitatea nu crește, activitatea este aceeași. Ceea, ceea ce vă dați seama că nu prea mă mulțumesc, să zicem că aș fi avut o activitate un pic mai mare și văzut un progres. Normal că m-ar fi motivat, dar așa e cam greu. Na, rămâne de văzut, poate încercăm cu un Get Gift. 6 milioane, 12 milioane, bani. RP. Ia, poate putem să dăm un buy level pe clip. Ia. Ah. Bă, în mare parte au cam picat ca bani și cred că cam atât, ia. Răpăul 150, a, e bine. Noi uh, nu e atât de rău, să zic eu, așa mai am o grămadă, bă. bă cât mai am până la ribor, mă, nu uitați, mă, să băgați și voi Re, uh, Referal, Ia, 1, 2, 4, 3, 2, 1 am prețat, 1, 2, 4, 3, 2, 1, da, mă, 26, eu, uite, mă, referals, referals, referal, referals, referals. Mai Mai Referal Care era comanda Referal S Nu no, știu care era comanda Să vezi câți băi, sunt Pe referalul tău Dar na Acu rămâne de văzut Nu știu Cam asta a fost clipul Nu prea aș mai avea nimic Să vă spun Sincer să fiu Cred că Da Cam asta e tot Eu vă pup nu uitați, like, subscribe, share Deci dacă da share, sunteți iubirile mele uh, Cred că o să fac ceva giveaway un pic mai mare cu share Sau na, lucruri din astea, vedem, rămâne de văzut uh, Și... Ia, yeah, Iango Driver Is now on duty, ah, nu e 50k de k. E 5 k bă Na, probabil voi acum am comentarii 5 ca da? Na, ai, a, ce să facem? Deci gândiți-vă că nu e deloc profitabilă De fapt, dacă stați să vă gândiți Cred că luați 50 de ca sau chiar 100 de K a, pe, pe cursă Nu luați 50 de K bă, mi se părea un pic așa 50 de K Dar n-ar rămâne de văzut acum Eu vă pup și n auzim cu bine Salut, băiții băieți!